Anul acesta, din bugetul local, s-au alocat bani pentru renovarea și consolidarea celor două biserici din comuna Răscăieți de Dâmbovița. Una dintre acestea, biserica din satul Răscăieți, a împlinit 200 de ani. Chiar dacă nu a fost trecută în nomenclatorul monumentelor istorice, aceasta este un punct de atracție pentru turiști și vizitatori, mai ales că se află în centrul comunei. Pentru reabilitarea ei s-au alocat 150.000 de lei. De asemenea, de mulți ani m-am gândit și pentru cele două biserici, Vulturianca și Răscăieți. Răscăiețiul, biserica din parohia Răscăieți, anul acesta va împlini 200 de ani. Problema e că la această biserică s-a mai intervenit la construcția ei și de-aia n-a mai fost declarată monument istoric. În acest an am alocat 150.000 de lei pentru reabilitare a exteriorului, deci vom coji biserica de toată tencuia la că este burdușită, vom face izolația de jur împrejur și toată lucrarea ne va costa în jur de 150.000 de lei, adică 1,5 miliarde. Bani din bugetul local. Bani din bugetul local îi avem, deja preotul se ocupă de partea de contractare și noi vom livra banii în bugetul parohiei. Și ei se va ocupa de lucrare, bineînțeles, și cu sprijinul nostru. Biserica din satul Răscăieți are hramul Sfintei Parascheva, iar așa cum spun localnicii, pe vremuri, în parcul din fața acesteia, după slujba dedicată patronului spiritual, oamenii se veseleau cu lăutari și bucate alese. În 2019, în curtea bisericii, a fost sfințită noua capelă, ridicată cu grija autorităților locale.